Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că avem harul ca în această dimineață să fim împreună în casa Domnului, adunați aici în numele Domnului nostru Iisus Hristos și pentru slava Lui. Pentru mine, pentru noi, este o binecuvântare specială și suntem onorați să fim în mijlocul dumneavoastră, așa cum spun versurile unei cântări creștine, cât de bine mă simt cu aleșii Domnului. Strălucesc fețele, cântă adunarea, cerul stă și ascultă sau privește sărbătoarea, serbarea, cât de bine mă simt cu aleșii Domnului. Cântarea merge mai departe și versurile spun ce popor minunat. Dumnezeul nostru este minunat, noi suntem copiii Lui, suntem poporul Lui și noi suntem de asemenea minunați. Vă aduc salutări sfinte din partea fraților și surorilor din New York, din Prima Biserică Baptistă Română, unde slujim de 26 de ani acum, aproape 26 la toamnă. Am plecat de mult, mai bine de un sfert de veac din Zalău, dar am revenit aproape în fiecare vară, cu o excepție două, uneori voluntară, vara trecută cu totul involuntară și așa cum mai cântă românii plecați prin diaspora europeană, chiar dacă noi plecăm din țară, țara nu pleacă din noi și chiar dacă ne-am plecat din Zalău, Zalăul n-a plecat și fără discuție că voi ați rămas în inimile noastre, la fel de tineri cum v-am știut și ne bucurăm să vă găsim tot la fel, dar parcă mai tineri, după cum zice poetul, că din tânăr precum ești, tot mereu întinerești. Dar pentru că fratele Boldus m-a întrebat ce trebuie să citească, ce o să predici, frate, în afară de istoria literaturii române, o să venim înapoi la text. Salutul bisericii din New York este Filipeni, capitolul 4, versetele 4 la 8, unde se începe cu binecuvântarea aceea a bucuriei. Bucurați-vă întotdeauna și iarăși zic, bucurați-vă. Avem așa de multe motive să ne bucurăm. Sunt și motive câteodată să ne mai agităm, sunt și motive să ne mai îngrijorăm, dar avem motive să ne bucurăm. Avem un Dumnezeu, suntem ai Lui, suntem mântuiți, avem numele scris în cartea vieții, avem un viitor și o nădejde. În vremurile dictaturii comuniste se circula un catren, o poezioară scurtă, populară între baptiști, care spune așa: nu fi trist că ești baptist. Ai avea drept să fii trist dacă ai fi un comunist. Pentru că, neavând credință, ei n-au mântuire, n-au nici viitor și n-au nici nădejde. Da, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți veți birui lumea. Și cel care e Domnul nostru a și biruit-o. Să încercăm să scurtăm introducerea ca să putem pătrunde un pic în conținut. Orice predicator autentic are nevoie, altfel nu e autentic, dacă nu are călăuzirea și coordonarea Duhului Sfânt. Are nevoie de Scriptură, nu poate predica din literatură, chiar dacă citează uneori ca Apostolul Pavel. Apoi, după o anumită vârstă, la a doua tinerețe, are nevoie de ochelari. Microfonul e oferit de audiență și o sticlă de apă. Fratele Iuliu, cu generozitatea dânsului, a zis: ajunge o sticlă? Și am zis: depinde de cât de mult vreți să vă predic. Cred că ajunge pentru prima parte a predicii. Nu vă speriați, prima parte a predicii e astăzi, nu-s două părți, astăzi una bună. Și după aceea, dacă o să mai fiu invitat, va fi și o a doua sau a treia. Depinde de cât de bună va fi predica. 3, 4, 5 predici ale mele, cele mai bune din toată viața, nu cred că mai mult de 3 sau 4 care le-am predicat în timp de biserici, au fost așa de bune, încât nu am mai fost invitat niciodată să predic acolo. Sper să fie o predică bună, dar nu chiar așa de bună, ca să mai fiu invitat. Am citit cuvântul Domnului din Ioan, aș vrea să citesc câteva versete, să vi le reamintesc doar, să vi le
reactualizez din Geneza, capitolul 1. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol. Peste fața adâncului de ape era întuneric. Și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Și Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Amin. Sigur că noi suntem familiarizați cu textul acesta. Am socotit că ar fi prea mult și imposibil de predicat din tot capitolul 1 și 2. Dar terenul pe care ne găsim și în care ne vom aprofunda, în care vom escava, este Geneza 1, 2 și apoi alte scripturi care se corelează. Ceea ce avem aici în acest text, care este un text revelat, este cuvântul lui Dumnezeu care ni s-a dat prin descoperire dumnezeiască. Avem un text antic din Tora sau Pentateuhul lui Moise, prima carte Geneza, 3500 de ani vechime. Acum să nu mă luați că ar putea fi numai 3480. Dar regula este, când eram la școală la comuniști, că n-am făcut școală la baptiști, am făcut la comuniști de la primul până la ultimul, era dacă aveai 450 și profesorul era milostiv, îți dădea 5. Cam se rotunja în sus. Dacă era sub, se rotunja în jos. Dar așa în mare, ca să mă am o perspectivă, am citit 3 versete dintr-un text vechi de 3500 de ani. Textul care l-a citit fratele Boldus și care prezintă aceeași idee majoră, idee forță, de început. Faptul că există un început. Ioan 1, la început, a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, are 2000 de ani. Totdeauna rotunjit. Cineva ar putea să se întrebe dacă două texte de o asemenea antichitate au relevanță și semnificație pentru ziua de astăzi. Pentru noi și cultura și societatea, era asta tehnică, tehnologică în care trăim, și vom căuta să răspundem la acest lucru și vreau să știți încă de la început că nu numai că aceste idei sunt semnificative, relevante și adevărate, realitatea faptului că există un început a tot ceea ce există a fost confirmată, este confirmată și autentificată în fiecare zi de știința modernă. Și când spun știința modernă, nu mă refer niciodată la filozofie, sau la alte științe absolut teoretice, nici măcar la psihologie, deși și psihologia e o știință. Și mă refer la științele acestea, cum spun americanii, heavy duty. Adică artileria grea, matematica, fizica și chimia, sfânta treime a științelor naturii. Unde ori vrei, ori nu vrei, adevărul trebuie acceptat. Eu predau matematică la New York de 21 de ani, minodora de 15 ani și știți ce e interesant la matematică? Nu ca la engleză și la filozofie, nici ca la literatură. Când faci o demonstrație, când scrii ceva pe tablă și cel mai slab elev ridică mâna și spune, domnul profesor, acolo cred că ați greșit. Mă uit și nu-mi place că am greșit, nu-mi place deloc. Nu-mi place deloc că sunt pus la punct de un copil de 17 ani sau de un tânăr de 17 ani, ca să nu mă exprim greșit, dar n-am nicio șansă. N-am alternativă, altfel apar idiot și mă bazjocăresc pe mine decât să spun, știi ce, Gianni, îți mulțumesc foarte mult. Ai dreptate și trebuie să corectez. Pentru că există o logică inerentă și intrinsecă unde nu poți să spui da, și punctul tău de vedere e bun. Știi, eu am scris că 2 cu 2 fac 5, tu spui că e 4, dar de unde ești tu se vede 4, de unde ești eu se vede 5. Asta nu e matematică. Asta e speculație, asta e filozofie, asta e literatură, imaginație sau science fiction. Științifico-fantastic. În matematică există o logică intrinsecă care te obligă. Poți să fii academician când ai făcut o greșeală și un copil îți spune, hei, nene academicianul,
Dar uite, totuși, pe acolo și trebuie să recunoști, să corectezi și să dai credit. Ei, ceea ce Scriptura ne spune în aceste texte de-a dreptul arhaici este evidențiat în ultima sută de ani de știința modernă, că lumea și tot ce există în ea, universul, cosmosul, stelele, lumina, universul mare, macrocosmosul, nu doar că este infinit fără sfârșit, dar are un început. Vom vorbi un pic despre infinit, sper să nu vă obosesc. Ceea ce eu am să vă spun că e important. Nu știu dacă va fi și interesant. Asta va fi pentru voi să decideți. Dar e foarte important ce vă predic în această dimineață. E mai mult o lecție decât o predic. E foarte important, nu știu dacă e interesant, s-ar putea fi un pic obositor, am să vă rog să vă concentrați, sper să nu fie și plictisitor. Asta ar fi vina mea, sau ar fi și vina mea. Scriptura ne-a vorbit despre faptul că există un început. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. Textul din Ioan, din începutul Evangheliei, acelei de-a patra, care ne spune că și cuvântul era cu Dumnezeu și era Dumnezeu, cred că în scripturile voastre veți observa cuvântul este cu majusculă, cu literă mare. E o subliniere care ne atrage atenția că avem de-a face cu un nume propriu, cu o persoană. În limba greacă este logosul. La început a fost logosul. Ca să nu pierdem mult timp aici, logosul nu este altcineva decât Iisus Hristos. Domnul nostru. Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Înainte de a fi orice, era Fiul lui Dumnezeu. El, Dumnezeu, Fiul, era cu Dumnezeu. Toate au fost făcute prin El și El era Dumnezeu. O paranteză așa minusculă este că Dumnezeu Fiul, la fel ca Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Duhul Sfânt, care sunt una, într-o o unitate sau un Dumnezeu trinitar, și Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt sunt veșnici. Nu există o deosebire sau o contradicție în Dumnezeu, respectiv în Sfânta Trăime. Dacă citim Geneza capitolul 1 și corelăm cu Ioan capitolul 1, veți vedea că Geneza capitolul 1 și 2 și apoi toată cartea Geneza este cartea începuturilor. Aici avem începutul cosmosului, a universului, a cerurilor, a pământului. Avem începutul vieții, viața vegetală, viața animală, viața umană. Începutul căsătoriei, începutul popoarelor, a națiunilor, a lui Israel. E o carte care are toate începuturile a tot ceea ce există. Și acum, e un principiu în logică, nu l-am inventat eu, să știți. În predica de astăzi nu am să fiu original, că nu am cu ce fi original, care spune așa, și la care ne vom referi. Toate lucrurile care există, văzute sau nevăzute, perceptibile sau imperceptibile, și care au un început, au și o cauză. Tot ce are un început, are o cauză. Care va să zică, eu am o cauză. Un om, un tânăr, pe care l-a chemat Marian Ambrozie, s-a îndrăgostit de o domnișoară pe care o chema Marian Carolina. Și ei sunt cauza că eu exist. Și ei au o altă cauză și ne ducem așa până la Adam și Eva, care și ei au o altă cauză și toți avem un început. Rețineți, deci, toate lucrurile care există și au un început. Au o cauză. Un cauzator sau un originator. Vom discuta despre entități sau realități care există și n-au început. Și asta nu e o discuție religioasă, este o discuție din știință. Entități, realități care există fără
să aibă un început. Și anticipez un pic, trădez un pic din ce va urma, sunt două realități în care oamenii cred, sau despre care cred, că n-au început și dacă n-au început, n-au cauză, n-au cauzator sau originator, ci există dintotdeauna prin ele însăși. Dumnezeu sau Universul, Cosmosul. Vă rog să fiți atenți că n-am spus Dumnezeu și Universul. Nu este că Dumnezeu este dintotdeauna și Universul e dintotdeauna. Este ori, nu și. Este ori și se exclud una pe alta. Noi creștinii credem și mărturisim că Dumnezeu există dintotdeauna, n-are început și este începutul a tot ceea ce este. Iar materialiștii, ateii, care spun că nu cred, vă rog să nu-i credeți pentru că și ei cred. Ei cred că Universul n-are început. Ei ne întreabă pe noi când le spunem Dumnezeu a creat lumea și Universul, ne întreabă cine l-a creat pe Dumnezeu. N-ați fost niciodată confruntați cu întrebarea asta? Bine, bine, voi spuneți că Dumnezeu a creat totul, dar ia explică tu, frate Boldoz, cine l-a creat pe Dumnezeu? Și întreabă asta copiii noștri. Când le citim din Biblia pentru ochișori micuți, Dumnezeu a făcut, Dumnezeu a tati, dar pe Dumnezeu cine l-a făcut? Și câteodată, în loc să încercăm să lăsăm poarta liberă, mă, îl pun întrebări nebune. Nu. Doar două entități, logic, pot fi fără început. Dumnezeu sau cosmosul, lumea materială. Ateul crede că materia n-are început, că e veșnică. Nu o să intru în filozofia marxistă, deși eu la marxism mi-am făcut școala de la 1-a până la clasa 20-a. E bazată tot pe credință. Ba o serie întreagă de definiții care ateismul le folosește în definirea materiei sunt luate din creștinism și din iudaism, din scriptură. Noi zicem că Dumnezeu n-are început și n-are sfârșit. Ei spun materia n-are început și n-are sfârșit. Noi spunem din Psalmul 90, o rugăciune a lui Moise, omului Dumnezeu, că din veșnicie în veșnicie tu ești Dumnezeu. Din eternitate în eternitate tu, Doamne, ești Dumnezeu. Din infinit în infinit tu ești Dumnezeu. Și știți ce au făcut ei? N-au descoperit, că n-au ce descoperi, au luat de la noi și au schimbat cuvintele. Cosmosul, Universul, materia există dintotdeauna, pentru totdeauna, este eternă. Au plagiat, așa ca Ponta, în teza de doctorat. Nu spun că el ar fi comunist, nu știu dacă Ponta a fost primit, a fost comunist sau nu, dar au plagiat. Au împrumutat ideile din cuvântul lui Dumnezeu și le-au filologizat un pic și ca și cum ar fi descoperit ceva. Haideți acum să privim un pic în Scriptură la câteva din multele referințe biblice care de la Geneza și până în Apocalipsa proclamă adevărul că Dumnezeu este creatorul, cauzatorul, originatorul, cum spunea teologul catolic Thomas Aquinas, cauza necauzată. Sau Aristotel în Lumea Veche, mișcătorul nemișcat, începătorul a toate, care n-are început, care există dintotdeauna. Evrei 3:4. Orice casă este zidită de cineva, dar cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. Orice casă este zidită de cineva, dar cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. Când stai de vorbă cu cineva care se declară ateu, poți să-l confrunți simplu, nu să stai numai că îi dai un verset. El nu acceptă versete. Ăsta e principiul. Orice casă este zidită de cineva. Ochelarii ăștia s-au făcut de cineva, ceasul s-a făcut de cineva, amvonul de cineva, drumurile, mașina,
Dacă lucrurile astea simple și banale, ca o înghețată care o mâncăm, e făcută de cineva și nu ai să găsești nimic care nu-i făcut de cineva în vreun magazin aici în Zalău, nu? Cum poți să accepți că ceva atât de complex ca universul, ca viața umană, ca lumina, a apărut din întâmplare sau din hazard? E important ca să-i provocăm pe oameni să gândească. Să-i provocăm pe oameni să gândească. Vis-a-vis de această dualitate că ori Dumnezeu este fără început, ori Universul este fără început, când oamenii spun, eu nu pot crede într-un Dumnezeu care nu are început, să știți că sunt extrem de, era să zic mincinoși, dar ai un cuvânt dur, naivi. Pentru că toți cei care nu pot crede că există un Dumnezeu fără început, care este din totdeauna, știți ce cred? Să nu credeți că nu cred nimic. Lumea asta, spun ei, este așa din totdeauna. A fost din totdeauna și va fi întotdeauna. Cel mai mare ateist, Karl Marx de pildă, Lenin dacă vrei, a crezut că Universul este din totdeauna. Dacă poți să crezi că o entitate care se numește Univers poate exista din totdeauna, ești un ipocrit când spui că o altă entitate care se numește Dumnezeu nu poate exista din totdeauna. Noi credem că Dumnezeu este din totdeauna și oponenții noștri cred că materia există din totdeauna și unii și alții credem. Știți, la evrei scrie acolo că fără credință este cu neputință. Nu numai că e cu neputință să fim plăcuți lui, dar nici nu putem funcționa fără credință. Și de multe ori explic colegilor mei la școală, zic, bă, între noi și voi sunt foarte mari diferențe, dar toți credem. Și ei spun, nu, eu nu cred. Și așa eu stau de vorbă, beau cafeaua cu cel mai ateu profesor de matematică și îl întreb. Tu îmi spui mie să-ți dovedesc că există Dumnezeu. Și am bunul simț să spun că nici timp nu am și poate nici nu-s capabil și nu pot să-ți dovedesc că El există. Dar eu cred că El există. Dar așa că tu ești mai deștept ca mine, îți dau timpul ca să-mi spui tu, să-mi dovedești tu că nu există. Și dacă tu îmi dovedești că nu există, am să trec de partea ta. Și încă n-am întâlnit un om deștept și responsabil și cu un pic de minte de care se folosește, să poată spune că el poate demonstra că nu există Dumnezeu. Și următoarea întrebare care eu o adresez este aceasta. Dacă nu poți demonstra nici măcar pentru tine însuți că nu este Dumnezeu, atunci nu cumva tu de fapt crezi că El nu există? Păi da. Dacă eu așez această sticlă de apă undeva la câteva sute de metri și nu știm nimic despre ea și toți privim la ea și niciunul nu putem vedea detaliile și zicem, Radu, este apă în sticlă? Mihai, este sau nu este? Și fiecare spune, eu cred că este. Și el zice, eu nu cred că este. Asta s-ar putea dovedi că mergem la sursă, luăm sticla și o verificăm. Nu putem merge în eternitate înapoi ca să verificăm lucrurile. Câte vreme nu putem lua sticla în mână, să bem apă și să vedem că este, vezi, eu am dreptate, e goală, nu este, și unul și altul ne exprimăm opinia. Afirmațiile noastre bazate pe ce? Pe un fel de credință. Nu e vorba de credința mântuitoare. E vorba de credința logică sau filozofică sau cum vrei. De aceea expresia că eu nu cred în Dumnezeu nu este corectă. E o pervertire intenționată a gramaticii eu cred că nu este Dumnezeu. Dar asta mă pune la egalitate cu cel care spune eu cred că este Dumnezeu. Nu-i nicio diferență logică. Însă ateii sunt oameni mândri și noi creștinii păcătuim de asta. Cum să spună el că el crede că nu este Dumnezeu? Și atunci un pic de gramatică răsucită, eu nu cred. Voi credeți și eu nu? Nu cred, nu dragule. Nu, nu. Tu crezi că nu este
Și eu cred că este. O, voi baptiștii sau ăștia evanghelici ăștia stricți, care luați literal, credeți că există iad? Eu nu cred. Nu, nu, nu. Tu nu că nu crezi că nu știi, tu crezi că nu există iad. Și ai vrea să nu fie. A fost un parcă spaniol, Miguel de Unamuno, care are o poezie, rugăciunea ateului. Și el exprimă în versuri, cam așa se roagă ateul: Doamne, Tu cel care nu existi, fă ca să nu existi, că dacă Tu existi, eu sunt în trouble, sunt în probleme. Ideea care am vrut să o subliniez, pare minoră, dar este extraordinar importantă. Nu se poate fără credință. Cunoaștem, spune Sfântul Pavel, care a fost și un mare filozof, cunoaștem în parte și prorocim în parte. Dacă am avea o cunoaștere absolută ca Dumnezeu, n-am avea nevoie de credință. Și va veni o zi în viitor când va înceta credința. Acum, dar rămân acestea, credința, nădejdea și dragostea. Când vom fi mântuiți cu Dumnezeu, nu, noi suntem deja mântuiți, dar când vom primi toate binecuvântările mântuirii, vom fi ca El, îl vom vedea ca așa cum este, credința va înceta, pentru că lucrurile care se văd nu mai trebuiesc crezute. Sunt simțite, gustate, sunt cognoscibile, perceptibile. Avem aici această idee a începutului. Dumnezeu, deci, este creatorul, începătorul. Am citat Evrei 3 cu 4, Evrei 1, 1 cu 2. După ce a vorbit în vechime părinților noștri, prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul prin care L-a pus moștenitor și prin care au fost făcute și veacurile. Este o exprimare literară. Veacurile aici nu au de-a face cu secolele. Veacul al 17. Este o exprimare metaforică care înglobează, de fapt, a fost făcut tot ce există. O întrebare care oamenii și-au pus-o, creștini, necreștini, filozofi, atei sau idealiști, oameni de știință: trăim într-o lume sub tirania timpului. Există timp și niciunul nu are timp. Există spațiu și suntem înghesuiți, nu ne ajunge spațiu. Când Dumnezeu a făcut lumea și tot ce este în ea, vedeți, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, oamenii și-au pus problema de când există timp. Care e originea timpului și spațiului? Dragii mei, să știți că nici timpul și spațiul nu există dintotdeauna. Încă din vremuri destul de vechi, teologi ca și Augustin au crezut și au exprimat, pe cât au putut ei tălmăci Scriptura, că la creație Dumnezeu a creat materia și spațiul și timpul au fost create de Dumnezeu în momentul original al creației. Un rabin a fost întrebat sau dialoga odată cu un om și omul acesta i-a spus rabinului: mare-i Dumnezeu în care credeți voi. Dacă ziceți că El a făcut lumea aceasta așa de mare, cerul infinit, fără discuție că e un Dumnezeu puternic și înțelept. Dar îi spune omul rabinului: trebuie să recunoașteți că a făcut lumea asta așa de frumoasă și de grozavă pentru că așa a avut materiale bune la dispoziție. Rabinul a zâmbit și după Scriptură, după învățătura din Scriptură, i-a zis: nu, Dumnezeul nostru e așa de mare și de puternic că El a creat materialele din care e făcută lumea văzută și nevăzută și din lumea asta, din materialele pe care El le-a creat, apoi a clădit lumea după principiul că orice casă este zidită de cineva. Efeseni 3 cu 9 spune cuvântul, ca să înțelegem care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu care a făcut toate lucrurile. Oameni buni, toate lucrurile, vizibile și invizibile. Un prieten de-al meu, într-o vară aici în România, frate pocăit de altfel, dar eretic în doctrina asta, numai așa, spontan zice: Levi, eu cred ce scrie Biblia, că Dumnezeu a făcut toate lucrurile. Dar pe țânțarii ăștia, care ne mușcă așa de rău, eu cred că i-a făcut diavolul. Nu. Nu.
Dumnezeu care a făcut toate lucrurile. Evrei 1 cu 10. La început, vedeți, aceeași idee, același concept, există început. La începutul Doamne a întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Sunt rezultatul unei activități arhitecturale, inginerești, inteligente. Psalmul 8 cu 3. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este? Omul. Dacă te uiți numai pe internet, pe FaceTime, pe Facebook și pe fețe-fețe, n-ai să te miri niciodată. Trebuie să te uiți la stele, să-i spui prietenei logonice, iubito, uite, asta e steaua care ți-o dăruiesc. Așa, pe vremuri, când n-aveam ce să mai dăruim, dăruiam stele. Acum pe internet, gata. Uită-te la cer. Ridică-ți ochii în sus, îi spune Dumnezeu lui Avram și privește. Nu te du numai la mol. Păi du-te, n-am probleme, nu cum înțelegi greșit. Dar nu m-am zis. Că ai nevoie să te duci pe Meseș, să vezi când răsare ghiocelul. Când încă e înconjurat de zăpadă și gheață și zici, mă, ce curaj și obrăznicie are ghiocelul ăsta, că el ies afară când totul e ostil împotriva vieții lui. Și by the way, frate Bolduț, vorbesc că nu ăla, care e judocanul și filozoful, care spune Panai Cerna în poezia Ghiocelu, că el e criticat de tot. De ce iese așa de vreme și Ghiocelu spune, hei, mi-a trimis o rază cerul. Eu de cer ascult. Mi-a trimis o rază cerul. Eu de cer ascult. Uită-te la o floare. Nu te uita numai că costă 15 lei buchetul de flori. Uită-te la o floare. Și toată știința modernă nu poate face o floare. Nu spun de plastic. Una reală, autentică. Nu suntem în stare să facem o floare. Nu suntem în stare să facem o ghindă. Am pus oameni pe lună. Au venit și acasă. Și nu putem face o boabă de grâu. Totul e făcut de Dumnezeu. Și când te uiți, începi să te miri. Și cu mirarea asta încep două lucruri. Cu mirarea începe cugetarea și se naște credința. Își pun oamenii întrebări când se miră. Poate ați văzut că e tradus în românește cartea lui Ravi Zaharias. Redescoperă mirarea. Omul modern nu se miră de nimic, numai de internet. Se miră de iPhone, cât e? 12. Nici nu contează. Dar, dragii mei, într-o sămânță, într-un fir de iarbă, există mult mai multă înțelepciune și programare decât cel mai grozav laptop. Informațiile care le avem noi într-un computer nu sunt nici la muzeu în cer. Sunt vechituri. Înțelepciunea lui Dumnezeu și puterea lui se văd de la început în lucrurile făcute de el, dacă vrei să te uiți. Dar care e problema când stai numai pe internet și mergi la mall? Ai să vezi numai lucruri făcute de om. Și ai să te minunezi. Băi, ce bloc a făcut omul, ce drum a făcut omul, ce mașină a făcut omul, cu cutie automată, cu superviteză. Și o să ajungi să ai o credință în om, care se cheamă umanism. Când ai să iei contact cu lumea creată de Dumnezeu, când ai să te uiți la un fir de iarbă, și spun oameni de știință că într-un fir de iarbă e atâta știință cât în astronomie, cât în stele. Ai să te miri. Blaga spunea că ateismul este o filozofie de oraș. Ce înseamnă asta? Omul la oraș vede numai ce a făcut omul. Și uită că și pe om l-a făcut Dumnezeu. Omul care se uită la stele, omul care se uită la flori, care ia buburuza aia în mână când era un copil, fetele luau buburuza și ziceau că unde vei zbura, acolo m-o-i mărita, se minunau de buburuză, omul ăsta începe să se gândească cine le-a făcut pe toate astea. Că e înțelepciune, e design, e proiect în toate și mirarea asta lui îl face să spună, o, Doamne mare, când privesc eu lumea. Mai mult, când te uiți în oglindă și te aranjezi și te gălântești, că mergi la biserică, nu poți merge oricând, ce-ți vine să zici când vezi în oglindă
reflexia. Te laud, Doamne, că sunt o făptură așa de minunată. Eu sunt cel mai frumos de la biserică, nu? Când te uiți acolo și vezi simetria, armonia, te minunezi. Cerurile, Psalmul 33 cu 6, au fost făcute prin cuvântul lui Dumnezeu, prin logosul lui Dumnezeu și toată oștirea lor prin suflarea gurii lui. Voi sări câteva versete, mi-am notat foarte multe aici. Fapte 17, 24, 28. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului. Căci în El avem viața, ființa și mișcarea, după cum au spus și unii din poeții voștri. Atenție aia care criticați poeziile. Unii din poeții voștri suntem din neamul lui Dumnezeu. Și vă las ca voi să mai găsiți asemenea versete, dar uitați-vă în Apocalipsa 4:11. Vrednic ești, Doamne și Dumnezeu al nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Dumnezeu a creat lumea, Dumnezeu susține lumea și conduce lumea la scopurile Lui. Există în teologie un principiu așa numit principiul teleologic. Nu teologic, teleologic. În limba greacă, telos înseamnă scop sau țintă. Dumnezeu a făcut totul cu înțelepciune pentru un scop sau o țintă. În Proverbe cred că scrie, Dumnezeu a făcut toate lucrurile cu un scop. Chiar și pe cel rău? Pentru ce? Pentru ziua nenorocirii. Oamenii nu văd întotdeauna scopul sau rațiunea, dar ea există. Apocalipsa 10 cu 6. Vedeți cum e prezentat aici Dumnezeu. Cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerurile și lucrurile din ele, pământul și lucrurile de pe ele, marea și lucrurile din ea. Dumnezeu, Dumnezeul Bibliei, este Cel care a făcut cerurile și pământul. Acum, e o idee foarte interesantă care am anunțat-o de la început, că o dezbatem puțin. Ideea sau conceptul ăsta, există un început? Sau nu există un început? În Petru, tot acum 2000 de ani, capitolul 2 Petru, capitolul 3, tot capitolul spune că oamenii necredincioși erau și atunci atei. În adins, spune, în mod deliberat, se fac că nu știu. Nu vor să accepte, nu vor să creadă că odinioară a fost o lume și a fost pământ scos din apă, cu ajutorul apei, de către Dumnezeu. Oamenilor le convine să nu creadă. De ce le convine să nu creadă? Pentru că nu e o problemă să crezi în Dumnezeu, în mod abstract. E o problemă să crezi în El în mod practic. Nu e o problemă să crezi în Dumnezeu ca o forță, ci e o problemă să crezi că El este personal și că asta e culmea. Asta e problema mare, piatra de potignire. E moral. Dumnezeu este un Dumnezeu moral, e sfânt. Ce cântă heruvimii și sarovimii în ceruri? Isaia 6. Zburau în templu și ce strigau? Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Problema necredinciosului, a ateului, cu Dumnezeu, nu-i că el nu poate crede în Dumnezeu. El nu vrea să creadă în Dumnezeu. El spune, eu nu pot crede că Dumnezeu e fără început. Stai liniștit că tu crezi că universul e fără început. Pe tine te deranjează că Dumnezeu e sfânt și îți impune standardele Lui. Tu vrei să trăiești în păcat, tu trăiești în adulter. Și atunci nu poți să te bucuri de păcat. Nu poți să guști plăcerea Lui de o clipă. Dacă tu te plimbi cu madama, nu știu unde, că nevasta e plecată, și eu, sau viceversa, și în gândul tău vine, dar asta Dumnezeu pedepsește. Pentru asta mă duce în iad. Nu poți să te bucuri de păcat și atunci cumva trebuie să te scapi de povara asta. Și atunci spui, ce idee, ce filozofie m-ar ajuta? Ateismul. Și vrei să crezi asta. Și crezi că nu crezi ca să poți să trăiești în păcat. Problema numărul unu a ateului stă în voință. Nu vrea să creadă.
Și spuneam de multe ori și spun și colegilor mei, dacă vrei să crezi, poți să-ți aduc dovezi. Dacă nici nu vrei să crezi, de ce mi-aș pierde timpul? Tu nu vrei să crezi și ești fericit că zici că nu crezi. Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Acum, cum a creat Dumnezeu lumea asta sau din ce? Sunt trei idei. Trei idei mari, numai le subliniez. O idee care oricum am anticipat-o deja, că materia sau exista și Dumnezeu nu m-a modelat. Ca și copilul care se joacă cu plastelină și face o căsuță sau face o pisică și spune, uite, tăticule, ce am făcut eu. El a modelat plastelina într-o casă sau într-o pisică. A transformat ceea ce exista. Sunt religii, sunt credințe, nu creștine, în care Dumnezeu este coexistent paralel cu Universul. Și are mare putere, a făcut Universul, dar și materia din totdeauna. Există concepția creștină biblică că Dumnezeu a creat lumea din nimic. Așa numită creație, după termenul latinesc, ex nihilo, creație din nimic. Și avem probleme, oamenii au probleme cu nimicul ăsta, pentru că e enormă filozofia a ce-i nimicul. Sper că poate fi înțeles. Până la urmă nu e chiar așa de greu. Dacă aduni împreună 1 cu 2 și cu 3 și cu 4 și tot aduni, nu mai termini niciodată și ajungi să ai un infinit. Ce simbol avem în matematică sau ce număr înseamnă nimic? Zero. Ei, vreau să vă spun că atunci când aduni la oaltă, pui la oaltă, toate numerele pozitive, 1 și cu negativ 1, 2 și cu negativ 2, și le pui la oaltă pe toate, până la urmă ce ai? Ai zero, ai un nimic. Poate fi un zero mai mic sau un zero mai mare, dacă îți place, nu contează. E tot? E tot zero. Dar dacă toate aceste numere infinite pot fi adunate într-un nimic, oare e așa de greu să-ți înțelegi și să poți să îți imaginezi și invers, că așa cum intră împreună la oaltă, au ieșit împreună din același lucru. Nimicul acesta în engleză spune nothing, not a thing, nu un lucru. Dumnezeu a făcut lumea fără să se folosească de nimic. Ba a făcut materia întâi, spațiu și timp. Dacă vreți, mergeți și pe Google, că asta ar fi bine să vă duceți pe Google, și să întrebați acolo, care e originea materiei, conceptei, originea timpului, a spațiului, și veți vedea ceva care e surprinzător de plăcut pentru un credincios. Astronomii, matematicienii dau dreptate cuvântului lui Dumnezeu că inclusiv spațiul și timpul au un început. Au o origine. Au o cauză. Există o concepție asupra care nu vreau să insist prea mult, a agnosticilor, că Dumnezeu a creat lumea așa zis ex Deus, din sine însuși. Cam în genul în care femeile care au păr lung își taie părul și fac din el o perucă și o donează pentru cei care, alte femei care au cancer și la care cade părul. Părul e parte din tine, dar e ceva de care te poți lipsi și tot tu ești. Și cam așa sunt unii care explică, Dumnezeu a făcut din ceva care era neesențial pentru natura lui. Asta e o filozofie gnostică. Biblia și noi credem că Dumnezeu a făcut lumea din nimic, fără materiale preexistente, că a făcut și aceste materiale. Acum, unde eu am să insist, pentru că să știți, cum ziceam, crescând sub comuniști, de la grădiniță și până la 1989, n-a fost chiar simplu. La școală, în Creaca, profesorul își bătea joc de noi și zicea, aveam un profesor de fizică, Bârlea Emil, batjocoritor, frate Levi, ești la tablă. Dacă mă încurcam, sora Marioară, ia ajută-l pe frate tu. Nu-i ușor pentru un copil de 12 ani, 14 ani să fie abordat în felul acesta, dar te călește. Ajută. Și era vremea aceea în care știam puțin, pentru că eram copil, era entuziasmul ăla în știință, pozitivismul ăsta ateu,
Mi-aduc aminte când odată m-a interpelat profesorul ăsta într-o oră și a fost vorba de teoria cu maimuța. E povestea cu maimuța, teoria e prea elegant. Și bunica îmi spunea, dar bunica le spunea cu proaștea. Că proasca se dădea peste cap, se făcea o prințesă și un prinț, că o babă l-a blestemat pe un prinț, a fost o broască răioasă, până când l-a sărutat o prințesă frumoasă. Și toate se întâmplau în timp foarte îndelungat. Acum eram la școală, prin clasa 7-a și omul acesta m-a abordat, m-a batjocorit și mi-a vorbit că ce noi credem că Dumnezeu a făcut lumea și că l-a făcut pe om, că omul din maimuță. Auzisem și eu un alt an. Pe vremea aceea dracul era foarte negru. Și era clar, eram noi și ei. Acum să știți că diavolul e mult mai voalat și de aceea nu-l sesizăm întotdeauna. Și când a fost vorba că el a explicat clasei cum omul din maimuță, a venit și peste mine un duh, nu știu dacă a fost duhul Domnului, și am zis, domnul profesor, dacă suntem din maimuță, eu nu cred, dar dacă dumneavoastră spui că sunteți din maimuță, din ce parte vă trage din maimuță? Din partea tatălui sau a mamei? Am luat două palme după ceafă de alea staliniste, dar mi-am menținut punctul de vedere. Și rivalitatea s-a continuat. Într-una din ore el preda fizică și chimie. Nici astăzi nu-i dau credit pentru câtă fizică știu, dar îl blamez pentru câtă nu știu. Că totdeauna elevul blamează pe profesor. Și într-una din zile a venit și a zis, mă, voi pocăiți, toți sunteți niște tâmpiți. Și a citit de undeva în Apocalipsa, s-au auzit, scrie acolo la voi în Scriptură că Dumnezeu scrie toate faptele oamenilor în carte și că la judecată le citește. Băi, Levi, nu-ți dai seama ce absurd este. Unde să aibă Dumnezeu atâtea cărți și unde să încapă toate cărțile astea? Sincer vorbind, și eu mă cam întrebam, că e cam de tot pentru atâtea milioane de oameni cărți. Dar vedeți că a venit vremea când într-un cristal încape toată Biblioteca Națională. Și suntem încă la început, dragii mei. Gândiți-vă ce informație și sistem de database are Dumnezeu. Tot ce ai postat în viața ta de când te joci pe Google și pe Safari și pe ăstea, tot ce ai textuit, toate pozele care le-ai scris și dacă anulezi accountul, rămân acolo. I-ai dat un text soțului, te iubesc. De ce nu vii acasă, bă? Și aia rămâne. Cuvinte frumoase, urâte, sunt acolo. Ce vă mai mirați că dacă Google știe totul și înregistrează totul, totul este gol și descoperit înaintea celeia cu care avem de-a face. Și cu cărțile am stat așa că n-am prea avut argument și într-o altă zi m-a lovit mai rău. Acolo am tăcut. Zice, băi, tot la voi în Biblie zice că Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Așa vine diavolul la credincioși. Cu cuvântul lui Dumnezeu. Cum a venit satana la Domnul Iisus? Scris? Este. Și a început să explice cuvântul, să facă hermeneutică. Dar tot acolo zice, mă, că soarele a fost creat numai în ziua a treia. Păi nu credeți voi orice, ca să fie lumină, zicea dumnealui, trebuie să fie o sursă de lumină. O lanternă, o lumânare, soarele. Numai voi, bigoții și idioții. Și câte n-am mai zis, pe vremea aia era vorbire liberă din partea lor. Ei puteau să ne spună nouă ce voiau. Noi nu. Și tu ce zici? Și știți ceva? Știți ce am zis? N-am zis nimic. Pentru că n-am avut ce să zic. A trecut timpul, am trecut de la fizica de clasa 7-a la fizica de liceu, am trecut la fizica și matematica de facultate, am învățat mai multe fizică decât am învățat la Institutul Pedagogic și știți ce am învățat? Și de atunci m-am tot verificat și lucrurile au rămas când le-am învățat la facultate, că universul care are un început a avut un început fierbinte. Nu voi detalia, că realmente nu vreau să... Dacă vă obosesc, dar nu se omor pe nimeni. A avut un început fierbinte când temperatura în univers era de miliarde de grade. Dacă îți poți imagina o temperatură de miliarde de grade.
Pentru românii mi-a ușor că ei toți sunt milionari. Și acum vorbea, atâtea milioane, da? În lume, în general, e greu să se imagineze. Din cauza acestei temperaturi, materia nu putea exista și n-a existat așa cum este astăzi. Adică n-a existat fier, pentru că fierul e format din atomi care sunt legați la oaltă. Toată materia a existat sub formă de particule elementare. Cea mai prezentă particulă a fost fotonul. Particula din care este formată lumina. Oameni de știință care, unii creștini, unii necreștini, nu contează, concluzia e aceasta. La începutul Universului, în zorii Universului, a fost un timp în care toată materia care există a fost sub formă de lumină. Cu trecerea timpului, răcindu-se Universul, temperatura scăzând, s-au putut cupla aceste particule, să se formează nuclee. Din nou, nu vă obosesc, la facultate am avut 5 la chimie. Dar 5 de la sub dictatură, care înseamnă ceva, nu mai vorbim de proton, de neutroni. A venit o vreme când au format un nucleu, dar înainte n-au fost la oaltă. Nici măcar protoni, nici măcar, ci doar particule, doar fotoni. Și oamenii care studiază, astrofizicienii spun, Universul era plin de lumină. Ca să mă înțelegeți, originea a tot ceea ce există material este de fapt lumină. Trăim într-o lume care e făcută din lumină. Ca și creștini, de multe ori am spiritualizat și am zis că aici e vorba duhovnicesc. Nu! Geneza capitolul 1 și 2 este literal și este real așa cum este. E vorba de lumină și apoi totul este creat din lumină și asta nu e teologie, asta este nici filozofie, asta este știință. Unii poeți sau teologi au avut intuiție. De pildă, Blaga spune într-o poezie așa mai romantică, lumina pe care o simt năvălind în piept când te văd minunată, e poate că ultimul strop din lumina din ziua din tâi. Din lumina aceea adânc însetată de viață. Deci el simte ca poet, are intuiția asta poetică, că lumina este creată. Și într-adevăr Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Când am învățat aceste lucruri la facultate, că totul e până la urmă făcut din lumină, și când le-am revizitat peste ani, am zis, aș vrea să stau cu profesorul meu de vorbă acum, fizică la fizică. N-am cum să stau că a murit. Nu e cea mai mare tragedie că a murit, dar e în iad. Nici în veșnicie n-am să stau de vorbă cu el, pentru că între noi și ei este o prăpastie mare. Știința modernă confirmă Geneza 1 cu 3. Da, într-adevăr, înainte de orice a fost lumina, Dumnezeu a făcut lumină. Vedeți voi, cuvântul aici ne spune ce a făcut Dumnezeu, nu atât de mult cum a făcut Dumnezeu. Nu vă mai potigniți, dacă avem ocazia mai discutăm, niciodată să nu vă mai potigniți, să nu mai tulburați de întrebarea, dar cum poate fi lumină fără sursă de lumină? Sursa materiei este, de fapt, lumina. Sigur că sursa luminii și atunci ce există este Dumnezeu. Tu nu poți să vezi în anvonul ăsta nici atom, nici neutron, ce spune Biblia la evrei? Căci lucrurile care se văd au fost făcute din ce fel de lucruri? Care nu se văd! Dragii mei, secole de-a rândul, oamenii au bazocorit cuvântul lui Dumnezeu. Ce lucruri care nu se văd? Că ce nu se vede nu există. Unii spun, eu cred numai în ce văd. Înseamnă că nu crezi în nimic sau nu știi nimic. Pentru că tot ce se vede e făcut din lucruri care nu se văd. Cine vede un atom fără de un microscop, da? Microscop este grozav. Dumnezeu, deci, este Cel care a creat, a făcut lumea, tot ce este în ea. Acum să revenim un pic la ideea asta de început. Progresul care l-a făcut fizica în ultimii ani, cosmologia, a subliniat și evidențiază tot mai mult că, într-adevăr, există un început. Eu mi-aduc aminte că eram la facultate la Petroșani, la facultate de inginer miner și la fizică am învățat ceva foarte interesant, era destul de nou atunci, dar vorbim de, știu eu, 36 de ani. Cât de bine. Și profesorul de fizică ne prezenta o teză
așa numită a expansiunii Universului. Și îmi spunea că Universul este în expansiune, galaxiile se depărtează unele de altele, că fizicienii și astrofizicienii au calculat și raza de expansiune a Universului și a fost foarte interesant. Ne-a dus argumente din spectrografie, deplasarea luminii la roșu că e adevărat, evidențe științifice. Am ascultat, dar ora următoare am avut un curs de filozofie, marxistă, desigur. Profesor de filozofie, profesor Suciu, profesor doctor în filozofie, l-a contrazis 100% pe profesor doctor Iușan de fizică, a zis, nu există că Universul în expansiune și dovadă că nu există, că câți au calculat razele, au găsit diferite rezultate și așa mai departe. S-a ridicat un mare semn de întrebare în mintea mea. Am citit alte cărți care mai erau traduse când am avut acces la limba engleză și apoi de când sunt în America și mai mult. Am rafturi întregi de cărți care tratează tema asta începutului. Și oamenii de știință au ajuns la concluzia bazată pe fizică, matematică, chimie, că Universul, într-adevăr, are un început. O să fac o paranteză, dar care e bună de știut și poate vă deschide pofta, să mai ales la cei tineri. Pentru că atunci când pleacă din biserică la Cluj, la școală, nu mai stau de vorbă cu noi, să-i încurajăm în credință. Stau de vorbă cu oameni că dau cu ciocanul în ei ca să le distrugă credința. Albert Einstein, numele lui este sinonim cu numele de geniu. Este cel care a contribuit enorm de mult la înțelegerea lumii materiale. Câteodată e citat de atei, câteodată e citat de creștini, nu ne vom referi prea mult la el ca persoană, pentru că noi nu ne bazăm credința sau îndoiala pe el, ne bazăm credința pe cuvântul lui Dumnezeu. El a fost evreu, a făcut școala până la o vârstă la catolici și de aia a fost foarte confuz în mintea lui. Evreii și catolici au cam teze diferite. Pe la 12 ani scria poezii religioase și cânta imnuri. După aceea s-a declarat nu neapărat atât un ateu, cât credea într-un Dumnezeu care a făcut lumea, dar nu credea că Dumnezeu este Dumnezeul Bibliei, care pedepsește păcatul și care va învia. N-a crezut în înviere, dar ideea lui, bazată nu atât pe Biblie cât pe știință, Einstein spunea, eu nu sunt un savant practic, ci un savant teoretician. De aceea, eforturile mele în cercetare, și asta e foarte important, este să caut să înțeleg ce a gândit Dumnezeu. Ce a gândit Dumnezeu când a făcut luna, stelele, cosmosul, pământul? Vedeți voi, ce a gândit Dumnezeu? El nu crede exact în Dumnezeu Bibliei, dar crede într-un originator, într-un cauzator, oarecum. Oricum, pentru că nici el n-a avut o viață sfântă ca niciunul, ba chiar mai au și el și păcatele lui, săracul, ar fi preferat o lume fără Dumnezeu. Și când a descoperit această teorie, care e teoria relativității, nu e chiar numai teorie ca teoria lui Darwin. De ce spun că nu e teorie? Pentru că a fost confirmată empiric, prin măsurători. A făcut toată matematica cu ecuațiile care sunt acolo, complicate, anoste, urâte chiar. Și matematica care el a descoperit-o, prin care a descris Universul, introducea ideea de început. Că lumea are un început. Lui nu i-a plăcut să creadă asta și a păstrat filozofia care a avut-o și a publicat tezele un matematician rus, nu sovietic, rus, Alexandru Friedman. A văzut lucrarea științifică a lui Einstein și a văzut greșeli, a descoperit greșeli de matematică. I-a scris și a spus, domnule, uite, sunt anumite erori de matematică. Ecuațiile care tu le-ai descoperit, și el era deja un geniu mondial acum, duc la altă concluzie, că există început. N-a vrut să accepte. Matematicianul și-a păstrat ideea, a dovedit, apoi a fost un fizician belgian cu care Einstein a fost prieten bun și i-a spus, matematica din teoria ta conduce la ideea că este un început.
Și așa a fost de supărat încât a modificat ecuațiile. A adăugat un termen care el a numit constanta cosmologică. Zece ani de zile Albert Einstein a refuzat să creadă ce i-au spus atâția alți matematicieni și fizicieni, că de fapt teoria care el a descoperit-o spune că este un început. După 10 ani de zile s-a întâmplat că a făcut o vizită în America. Deja ideea lui era de acum scuturată, că prea mulți oameni de geniu îi arătau că e altceva decât ce crede el. Știința lui, matematica lui spune altceva decât ce vrea el să creadă. A venit în America și cineva spunea că în America oamenii se deșteaptă. Nu știu, dacă e adevărat, unii adorm. Și a avut ocazia să se întâlnească cu Edwin Hubble, un cosmologist, un astrofizician creștin. Când a auzit la știri de telescopul Hubble, care e în univers, și a mers să-l repare cosmonauții, de numele lui e vorba. Și acesta era șeful celui mai mare observator astronom din lume, la vremea aceea. Cel mai mare telescop cu lentila de nu știu câți metri și din care se putea vedea universul cum nimeni nu l-a văzut vreodată. Și Einstein a vrut să vadă și el. Și când s-a dus și a văzut că tot ce i-au spus de la rusul de Friedman și fizician prietenul lui adevărat, că universul de fapt e ca un balon care se umflă, e în expansiune și că e clar că are un început, a făcut următoarea declarație. 10 ani în care am căutat să contrazic propria mea descoperire a fost cea mai mare risipă din viața mea de timp și constanta cosmologică pe care am adăugat-o ca să schimb ideea că universul are început a fost cea mai mare gafă și greșeală din viața mea. Și unii spun, zice, Einstein s-a convertit. Nu la creștinism. La adevărul științific că lumea are un început. Dragilor, nu Levi Marian v-a spus că lumea are un început. De la Albert Einstein, și deja vorbim de multă vreme, nu numai că e bătrân, e de mult plecat dintre noi, încoace matematicienii, fizicienii, chimiștii, oamenii de știință, de elită, nu mă refer la profesorii de școală generală, sau nici de liceu măcar, și poate nici de facultate, dar geniile omenirii nu mai au niciun dubiu că există un început. De ce nu vrea toată lumea să accepte un fapt științific? Vă uitați de ce. Și acum e ce v-am spus la început. Toate lucrurile care există și au un început, ce au? Au cauză. Sau un cauzator. Matematica, fizica, cosmologia, toate ne spun negru pe alb că au început. Cine are bun simț trebuie să recunoască că am fost greșiți până acum. Dar dacă acceptăm adevărul, toate lucrurile care există au un început, au o cauză, un cauzator, un începător, trebuie să acceptăm ce nu vrem să acceptăm. Adică că universul ăsta care are început are un agent care l-a cauzat și pe care noi îl numim Dumnezeu. Ca să fie tot o poezie mai la încheiere acum, Eminescu n-a fost matematician, dar a fost beacitit. Scrisoarea 5-a. Nimicul zăcea în întuneric, când singur nimicul zăcea în agonie, când singur plutea în întuneric și data un semn nepătrunsul să fie lumină. Dacă Eminescu numea această entitate, acest agent care a zis să fie lumină și a fost și a început toate lucrurile, numea nepătrunsul, e nevoie să vă traduc care e cuvântul original? Cine e nepătrunsul? Radu. Dumnezeu e nepătrunsul! Data un semn Dumnezeu să fie lumină și a fost lumină. Acum rămâne și totuși întrebarea care o pune Ivi de pildă. A, tăticule, n-ai până acum, n-am prea priceput ce ai spus, dar cine l-a creat pe Dumnezeu? Și noi am vorbit despre faptul că pot fi două feluri de entități. Cele care au început au și cauză și originator. Și lucruri care există fără început și fără cauză, din care am spus că
Două ar putea să fie. Vă amintiți care? Ori Dumnezeu, ori Universul. Nu și Dumnezeu și Universul, cum le-ar place lumea să creadă. Și acum, din aceste două entități, ca să folosesc o formulă abstractă, cum mai abstract, care una se cheamă Dumnezeu și una se cheamă Univers, nu noi, teologii, oamenii ăștia de rând, predicatorii, nu noi am demonstrat, ci astrofizicienii, matematicienii, fizicienii au demonstrat că Universul are început. Numai două erau posibile fără început. Dumnezeu și Universul. Dacă s-a demonstrat științific că Universul are început, cine a mai rămas fără început? Da, nu vă fie rușine, nu vă fie groază, nu vă fie frică. A rămas singura posibilitate Dumnezeu. Și când vă spune prietenul vostru că nu poate crede într-un Dumnezeu care există dintotdeauna, lăsați-l să termine și când trage aer în piept, întrebați-l, dar cum de poți ai putut să crezi până acum că lumea asta infinită există fără început? Vezi, dragul meu, că te contrazici? Tu crezi în faptul că ceva poate fi fără început? Acum știința ți-a demonstrat că și credința ta e falsă. Credința materialistă, marxistă și ateie e falsă, dovedită nu falsă doar de Biblie, dovedită falsă de matematică, fizică, chimie, Sfânta Trinitate a științelor naturii, ca atare, tu crezi în știință. Tu crezi că Universul are început? Ai rămas cu singura alternativă? Dumnezeu e cel fără început. Lucrurile care n-au început, n-au nevoie de cauză. Din veșnicie în veșnicie, tu ești Dumnezeu. Multe ar mai fi de spus. Cred că voi încheiați la 12 fără ceva, nu? Nu l-am întrebat pe Mihai la cât, sau pe... Mi-am întrebat pe frate până la cât pot să predic. Cred că mi-ar fi răspuns, poți să predici cât vrei. Dar la 12 noi ne ducem la sarmale sau la supă. Și de aceea o să încheiem cu amin, cu sfârșit, o să încheiem cu va urma. Rețineți această idee. Dumnezeu n-are început. Este începutul la toate. Domnul Iisus Hristos n-are început. Este începutul a toate. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, o unitate, un Dumnezeu trinitar, fără început și fără sfârșit. Întrebarea acum la încheiere, dincolo de toată filozofia, toată discuția noastră logică este, tu ai un început. Ai tu un început cu Dumnezeu? Dragul meu, ai făcut efortul să asculți poate ceva mai greu de mestecat ca o predică elegantă, frumoasă, plăcută, ureche, dar importantă. Tu ai un început, Dumnezeu te-a făcut. Dar ai un început cu Dumnezeu? Un sfârșit vei avea în viața asta. Dar sufletul tău n-are sfârșit. Dacă n-ai un început cu Dumnezeu, ești pierdut. El este începătorul, este începutul la toate. E nevoie de un început al vieții noi. E nevoie nu doar să ai un început și că existi biologic. E nevoie să ai un început al vieții cu Dumnezeu. Să umbli cu El, să trăiești cu El. Oricum trăiești prin El. Și dacă numai prin El existi și trăiești, de ce n-ai trăit pentru? Pentru El. Trăim în această realitate că totul are un început. Dar întrebarea cu care vreau să plecați de aici este: am eu un început real cu Dumnezeu? Nu așa doar că mă duc din când în când la biserică. Am eu un început real cu Dumnezeu? Am început o viață nouă? Sunt eu un om nou în Hristos? Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, toate s-au făcut noi. Și gândirea, și simțirea, și vorbirea, și acțiunea. Dacă n-ai un început nou, a unei vieți noi, ca să trăiești nu doar prin El, cum oricum El te susține, ci pentru El, atunci roagă-te. Cere lui Dumnezeu în rugăciune, Doamne, dă un nou început. Tu care ești începătorul tuturor lucrurilor, al Universului, al Pământului, al Soarelui, al Luminii, al Apelor,
A tot ce există în văstuc și în apă și a... Doamne, fii începătorul unei vieți noi. Vreau să încep cu tine. Te recunosc că tu ești cel de la început. Știți că oamenii noștri în Ardeal cântau colinzile alea vechi, măi, dar așa de adânci. Astăzi s-a născut cel fără de început. De unde au știut ei? Un profesor american, profesor de astrofizică la una din cele mai strălucite universități, vorbind despre ce s-a întâmplat în ultimii 50 de ani în știință și cum știința a ajuns la ideea asta că adevărul acesta că există un început și că trebuie să există un începător, a descris întâmplarea asta cam așa. Zice, după progrese ale științei colosale în ultima jumătate de secol, noi oamenii de știință am ajuns să înțelegem și să știm că lumea are un început. Ne-a încăsărat, spunea el, de-a lungul anilor, generație după generație, până pe vârful muntelui cunoașterii. Și când am ajuns acolo, încă n-am chiar ajuns, dar mă rog, el spunea că am ajuns, știți care ne-a fost surpriza? Am găsit acolo o echipă de teologi, îmbrăcați în robele lor negre, de preoți, de pastori, cu gulele lor albe, care ședeau acolo și se părea că aveau ca un picnic. Vorbeau între ei relaxați și ne-au spus, în sfârșit, ați ajuns și voi aici. Ați ajuns și voi să știți ce noi știm de 3500 de ani, de 2000 de ani după Ioan 1:1, că totul are un început în afară de cel fără de început. Nu numai că nu există nicio discrepanță sau contradicție. Dimpotrivă, știința contemporană confirmă Scriptura că Dumnezeul cel fără de început este începutul tuturor lucrurilor. Că Domnul Iisus Hristos, Logosul lui Dumnezeu, care este începutul și sfârșitul, este începutul tuturor lucrurilor. Acesta e Dumnezeul nostru. Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. La asta am putea să zicem, mare Dumnezeu avem. Și fără frică să fim acuzați de cine știe ce, să spunem chiar din toată inima, slavă să fie Domnul, aleluia! Nimeni nu-i ca Dumnezeul nostru. El e din totdeauna. El e din veșnicie în veșnicie. Mai am un minut la 12, da? Încă un lucru care, din nou, nu l-am înțeles multă vreme și am dat din colț în colț și eu și care apare încă din Geneza, dar nu mai detaliez, vom reveni, dacă mă mai invită frații. E doctrina aceasta Sfintei Treimi, că Dumnezeu este unul. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este, traducerea românească, singurul Dumnezeu, dar originalul este Domnul Dumnezeu, este unul. Unul, o unitate. Și oamenii spun, mă, naivi sunteți voi pocăiți. Cum? Ori sunteți politeiști, triteiști, credeți în trei Dumnezeu, ori sunteți trăiți în lumea voastră. Păi nu vedeți voi că 1 plus 1 plus 1 cât face? 3. N-avedeți voi că matematica invalidează doctrina Sfintei Treimi? Că nu se poate ca 3 să facă 1. Să știți că a fost o vreme a copilăriei mele și a tinereței în credință când m-am potignit și eu de argumentul matematic împotriva Sfintei Treimi. Și unii ca să biruie matematica au zis, stai, că nu-i vorba de trei persoane distincte, e vorba de aceeași persoană în trei ipostaze. Același Dumnezeu care s-a arătat Fiul Duhului. Copilării, în Biblie spune clar, trei persoane eterne, fără început, distincte, cum pot face asta una? Ei, când am trecut de la 1 și de la adunare, și am ajuns și la mulțire și la alte operații matematice care n-are rost să le amintim aici, că numai taie pofta de mâncare, am ajuns la un concept, care nu e un număr, în copilărie mă frapa ideea asta, am muncit pe mine mult, care e numărul cel mai mare? Și mă certam cu un copil care, cu un vecin, Dănuț, că ziceam, când eu o să fiu mare, am să câștig cei mai mulți bani, 10.000 de lei. Pe vremea mea tata avea pensie 400, așa că, zice, mi era științific, fantastic. Și Dănuț era așa de obraznic,
că zicea, eu am să câștig 10.001. Și măream la 100.000 și el își păstra logica lui îngustă, eu am să fac 100.001. Îl uram cu sinceritate. Și la un moment dat am auzit eu ceva de infinit, măi. Și am trântit-o într-o zi, de pe la fratele meu mai mare, de la ăștia, de copt nou. Băi, eu am să am un infinit de infinite. Nu știam nici bine ce înseamnă, dar știam că trebuie să fie ceva cel mai mare. Și am dat-o cu infinitul de infinite. A venit vremea să predau și o matematică a infinitului și să știți că infinitele se adună, se mulțesc, se scad, în fine. Da, dacă vreți asta după orele de închinare. Nu există niciun dubiu. Deci, vă spun sincer, nu există niciun dubiu. Un infinit plus un infinit plus un infinit e egal cu ce? Bă, voi sunteți grozavi. Mulți ar zice că e egal cu trei infinite. Nu. Un infinit adunat cu un infinit de același fel, de aceeași magnitudine, plus al treilea infinit, nu fac trei infinite, ci fac un singur infinit. E adevărat de o altă magnitudine. Acum, Biblia noastră nu spune că Dumnezeul nostru e limitat. Ceva limitat ca numărul 1 cu ceva limitat ca numărul 1 și încă o dată adună 3. Biblia spune că El este necuprins. Ești necuprins și sfânt ca nimeni altul. Ești fără limită. Nu te încap cerurile cerurilor. Cuvântul matematic, dacă vreți, semnul lui Dumnezeu este infinit. Infinitul. Și atunci, Tatăl infinit și cu Fiul infinit și cu Duhul Sfânt infinit, vă felicit, vă trec pe toți cu brio la matematică, nu mă bag în teologie, e partea mea cea mai tare, dar la matematică e fain că aici trebuie să cer scuze când greșești. Nu fac trei infinite. Noi nu avem trei Dumnezei. Noi nu suntem triteiști. Noi suntem monoteiști. Dumnezeul nostru este unul. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Din infinit, în infinit, fără început, fără sfârșit. Cauză generală, originator a tot ceea ce a tot ceea ce există. La urmă, Domnul să vă binecuvinteze, vă mulțumesc pentru răbdarea voastră aproape infinită.